Uitați-vă ce brădoi superb! 3, 2, 1... Din păcate, a trebuit să omorâm un palmier. Când am pus piscina la iernat și cum era jumate apa în ea, da? Care este investiția minimă pe care o plănuiesc în viitorul apropiat pentru a mai construi în curte și să facem aici o cameră cât baia de înaltă, ceva cu balamale, în sensul că aș vrea să fie pliabil. Hâț cu bună dimineața, genoțule, hâț cu continuarea curățeniei de sărbători pe care am început-o ieri și când fratele vostru se apucă de un lucru, apoi nu-l mai oprește nimeni până când nu termină și încă două, trei extrauri care vin în minte pe parcurs. Genoțule, iertați-mă că vorbesc de mine la persoana a treia, dar mi-a plăcut intro-ul acesta, genoțule. Ieri a venit super echipa lui Marian de la Antonia's Flowers Paradise, genoțule, de la Giurgiu, de unde știți că avem palmierașii noștri frumoși și ne-a învelit copăcioii ca să-i punem la iernat. Știți deja că am scos frunzele de pe ăștia artificiali de când a venit în podobim.ro, genoțule. Am și tuns de la ăia mare parte ce erau frunze moarte. De aici la fel s-au tuns frunze moarte. Astăzi de dimineață Emil Hidrotecculus Mâncalar Tata a venit și a făcut mare curățenie în curte. Decul este perfect lucios. Am scăpat și de dulapurile alea oribile care mi rupeau view din sufragerie, genoțule. Și dacă l-avem pe tovarășul Daniel Cristian, vino cu băiatul meu. Dacă tot ai venit bostan găurit, cum era aia, mă, de ziceam amșor. Bine ai venit bostan găurit, că dacă nu veneai, nu te găureai. Auzi ce vorbe am auzit eu în copilărie. Deci, genoțule, ce vreau? Acest brad aș vrea să-l aducem ca să se vadă din living până aici. Exact, vezi, îl vezi să fie centrat cu alea, da? Deci, genoțule, ce credeți? M-a sunat Maria Andra Giurgiu și că bă, trimit băieții să spună palmierii la iernat și să staie frunzele moarte. Și dacă tot vin încolo, îți trimit și un brad. Uitați-vă ce brădoi superb mi-a trimis. N-am să-l ornez, mi se pare super frumos așa cum este el. În schimb, în drumurile noastre în care vom achiziționa lucrușoare pentru garajul nou, am să vreau să iau o prelată din aia albă, că nu mă încântă deloc culoarea acestui ghiveci. Ia, hai. Zici tu că ne descurcăm noi, cred că are 200 de kg ăsta. Hai, băiatule, 3, 2, 1. Băi, prost, așa greu e. Băi, te ești de bun, are 100 de kg, cred. Păi da, mă, dar știți ce mă minunează? Că super echipa lui Marian de la Antonia's Flowers Paradise erau doi băieți, adică bulgarul și cu încă unul. Cum naiba l-au făcut? Fiți atenți, deci, ca să vedeți. Nu, mai nu, că o să ne... Știi că mă gândesc că poate... Hai să împingem amândoi, ia. 3, 2, 1... Băi, ești nebun. Asta e calm Batista aia în care suflam mucii, genuțule, cu ridichea, știți, de smulgeau trei din aia, se țineau de brâu. În fine, hai, lasă așa. Eu m-am uitat la el când am văzut, am zis că ești... Am zis că hâsciul, nu m-am gândit că e așa rău. În fine, genuțule, facem CTC-ul acum. Din păcate, a trebuit să omorâm un palmier, efectiv. Acela este ciotul palmierului care n-a reușit să facă față, dar nu neapărat de la temperaturi, pentru că temperaturile alea noastre nu au venit încă, ci pentru că noi am fost foarte desplecați și nu i-am mai udat, fraților, trebuie să recunosc. Înainte de situația cu ploile, arată decul squeaky clean, ceea ce este important. Am pus, imaginați-vă și amintiți-vă din vloguri, când am pus piscina la iernat și cum era jumate apa în ea, da? Uitați-vă ce s-a întâmplat de la ploi, cum s-a umplut toată. Într-un final, nășucul meu drag a pregătit să pună și ăsta de rost de dilatație aici. Am terminat, uite cât de haios, bă, deci nu vreți să știți cât de haioși se văd ăștia din casă înveliți așa. Mi se par genial. Mai avem un CTC în spate și vă arăt acum, exact acum, genuțule, care este investiția minimă pe care o plănuiesc în viitorul apropiat pentru a mai construi încă o magazie în curte, pentru că sunt de părere că nu mai este loc și n-am chef să-mi încarc garajul meu superb, genuțule. Tadadam, tadam, pentru că aici este turnat beton și pentru că aici este fundație și pentru că ăsta este deck extrem de bun, genuțule. I-am propus lui Nașu să scoatem jegulețul ăsta de fostă cușca lui Cheluțu cu încălzire în pardoseală și să facem aici o cameră cât baia de înaltă până în buza decului, genuțule, care să devină din punctul meu de vedere o magazie destul de sănătoasă de, fiți atenți, 1.5 pe 2 metri, genuțule. Deci avem 2 metri pe 1.5. Aici este blindat garajelul în care o să mergem imediat să vă arăt cum arată finisajul complet, genuțule. Iar aici mai am încă o idee senzațională pentru această primăvară. Normal că o să-mi fie greu să văd în garajul meu extrem de sexy motherfucker house, genuțule. Un stander, oricât de negru l-aș căuta eu cu grianta, ci plin cu rufe în spatele Lamborghini-ului meu. Motiv pentru care, exceptând iernile în care o să fac asta, sau poate nu o să fac asta și o să le duc în lounge sau în casă. Momentan sunt în casă lângă scară, cred că le-ați văzut pe Instagram. Pentru vară, genuțule, vreau să-mi inventez ceva cu balamale, în sensul că aș vrea să fie pliabil înspre în jos și cu niște picioare, un super stander care să fie cât tot locușorul ăsta de sub scară. Este spatele casei, nu se vede, nu se va vedea nici peste gard, genuțule, și aici trebuie să fie făcută o zonă de uscare a hainelor, pentru că am început să spăl din ce în ce mai des acasă, spăl și la curățătorie, dar vă mărturisesc că lucrurile ce nu trebuie neapărat călcate și puse pe umeraș țiplă, am început să le spăl acasă că, genuțule, rămâneam fără ele, nu se mai întorceau de la curățătorie de cât de multe trimiteam și blocam curățătoriile în continuu. Haideți să vă arăt ce am mai făcut și în față. Revenim.
Team. Deci, Ionuțule, squixurile sunt squixuri la noi acasă, știți foarte bine. Joi o să vină și AK Group Maintenance, care se ocupe de interiorul casei, pentru că exteriorul e făcut deja de Emil. Uitați-vă cât de frumos arată, bă, mocheta mea de gazon, după ce este aspirată și spălată frumos cu carcerul. Am rezolvat și spărtura de grese din colț, Ionuțule. Da, știu, nu arată cel mai original, dar nu aveam alte plăci pe șantier și am zis lui Nașu, zic, Nașule, oricum la primăvară o să sară trotuarele astea pe care nu le mai halesc, făcute cu rigip și alte invenții. Pune aici ce placă găsești pe la noi pe Hăț Residence. Important este să fie curat și frumos făcut. În altă ordine de idei, Nașu mi-a finisat și soclul ăsta de sub rampă, Ionuțule, care se închide direct aici, pentru că aici era, veniți în coa, vin în coa coris, arătăm poporului. Deci aici partea asta de exterior, Ionuțule, arăta exact ca asta. Vă dați seama că mă voi ocupa într-un final și de asta. V-am auzit pe foarte mulți că mi-ați comunicat că o să am probleme cu șina aia care este îngropată în gresie, pentru că o să înghețe acolo apa. Da, sunt conștient, mi-am asumat asta încă din prima secundă, însă sunt conștient și că în momentul în care voi trece cu lambă peste șina acum, el nu va mai dârdâi ca toate cele, pentru că roata nu va intra în șanțul ăla, fiind destul de lată și de mare, Ionuțule. Obiectiv vorbind, ne putem lăuda cu un perete fără lemne jos, Lamborghini. I-am ascuns și cablurile alea, Ionuțule. Am luat mânerul ăsta, care este făcut să deschidă rulou ăsta în cazul în care rămâi fără curent, și l-am pus acolo. De ce? Pentru că azi noapte n-am avut stare, Ionuțule. Am trimis toate cotele către Agemiror și o să punem oglindă într-un final și aici, pentru că va arăta extrem de sexy. În primul rând, imaginați-vă când o să fie o mașină aici, bine joasă cum e aia. Vin până aici și mă uit un pic în oglindă, adică înțelegeți ce vreau să zic, și după aia plec. Am dat drumul și la LED ca să-l văd așa cam cum e cu bumbii ăia. Nu este extrem de deranjant, dar aș vrea totuși să vin cu furtunașul, cum am spus, și să-l facem clar. Și în rest, cam toate lucrurile sunt organizate și ordonate. Am scos toți oplitorii. După cum vedeți că n-aveam răbdare, însă n-am vrut să mă repet să scot astea. Mă gândesc că poate băieții și le scot de așa natură încât să nu rămână și de pe afară când o să dăm kitul, Ionuțule. Curățenie, curățenie, să vină o dată 16 ianuarie ăla. Să plecăm pe 16, plecăm sau pe 17? 16. 16, 17, 18, nu? 16, 17, 18 am reconfirmat cu Cori, Ionuțule. Of, Doamne, și aducem căruța înapoi acasă. A, mai trebuie să punem și hexalezurile și m-am gândit în felul următor. O să plecăm cu două hexagoane simetrizate în funcție de scrisul Vortex, pentru că ăsta este centrul garajului, Ionuțule. Deci avem două romburi aici pe care vreau să le coborâm. Deci dacă palma mea ar fi un romb, să spunem, perfect paralel cu solul, noi le vom prinde din ațișoare din alea și primele două romburi vreau să aibă o oarecare inclinație așa. De ce? O să-mi dea lumina un pic înspre fundul mașinii, Ionuțule. La o discuție cu Cori ieri după ce am filmat, nu știu încă unde o să vină masa Lamborghini, dacă ori aici, ori aici, Ionuțule, ori, de ce nu, aici, poate facem o zonă de bar, nu-mi dau seama, trebuie să vină masa aici luni, când o luăm de la Aurel, Ionuțule, și să vedem cum își găsește locul în spațiu, și cam asta este din garaj. Două hexauri acolo, după aia trei, încă doar două aici și după aia venim cu Y-urile, știți cum aș vrea să vin cu Y-urile? 3, 2 și 1, ca un stol de ăla de avioane, știți cum mergeau migurile când erau în misiune, așa, în formă de, cum se numește ăla al păsărilor? Cum se numește? Stol! În formă de stol, V, așa cum pleacă păsările, Ionuțule. Haideți să ciocănim un pic și pe șantier să vedem cum așteptăm Casa Rusu cu detaliile finale, pentru că pe 22 decembrie, suntem deja pe 18, deci în nici mai mult, mai puțin de 4 zile, Ionuțule, vin să definitiveze casa lui Ion, pentru că ce credeți? Mâine luni dăm drumul și la instalația de gaze, deci așa cum am promis, până de sărbători suntem gata cu toate. Dacă ne iese efectiv și cea de-a treia dezmembrare, că am dezmembrat de la venit acum, Ionuțule, putem să-i și vindem căsuța lui Ion până de sărbători. Deci exact cum am promis. Hai pe șantier. Bum. Bravo, Ionuțule, mare dreptate are Cori. Am uitat să vă arăt ultima găselniță. Bine, că ar fi ceva nou, dar băieții de la mobilă uitaseră și a sunat într-o disperare înainte cu o zi să vină, zic: "Bă, priză în blat n-avem." Ia uitați-vă, frații mei. Vă rog, fratele frumos, 1 2 3. Opa, ce ai făcut, mă nene, mă? Are și USB-uri din alea vechi. Au ajuns o raritate USB-urile astea vechi. Te bucuri când vezi și că nu e USB-C? Pac, apeși și clic la loc, Ionuțule. Mai mult de atât, ce nu știam, căcănelele astea de la IKEA, Ionuțule, sunt cu magnet. Pac, pe iar am pus LED-ul de la ăsta. Hop, țop. Și cu siguranță o să rog pe Emilescu să-i dea un spray negru ca să o rezolve. Gata, haide pe șantiere, că am luat cheile. Căs, Ionuțule, deci din gama noi am pus repede așa la ochi cum ne-ar plăcea nouă să fie aranjamentul. Am mutat canapeaua, dar a venit și Ionuț, au venit și Alexandra cu Ionuț pe aici. Ce voiam să vă arăt de fapt și de drept, pentru că al nostru client, al nostru stăpân, Ionuțule, după ce am instalat bucătăria cu voi și am aruncat un ochi mai bine, mi-am dat seama că în urma alcătuirii dulăpioarelor, că așa am gândit-o, că trebuie să fie dulăpioarele și comunicarea către Casa Rusu, am rămas aici
cu un spațiu pe care eu nu l-aș lăsa gol, Jonuțule, în vlog. Acest corp de la frigider era lipit de bucătărie și bucătăria, evident, era continuă. Însă, obsesia mea și OCD-ul flagrant pe care l-am în căpșor, Jonuțule, m-au făcut să vreau să aduc acest dulap de frigider până în grindă, corect, da? Bun. Și acum, dacă dulapul e până în grindă să se vadă frumos, aici rămâne un loc șor. Ce am făcut? La ședința de vineri de la Casa Rusu, Jonuțule, i-am sunat pe Alexandra și pe Ionuț. Alexandra dictează mai mult, ca să înțelegeți de ce zic așa. Și am zis, mă, ce vreți aici? Cu ce vreți să vă completez? Cu un dulapior înalt cât frigiderul? Cu unul mai înalt decât ăsta, dar nu chiar cât frigiderul, bam, bam, bam? Sau cu unul care continuă și cu blat alb frumos și ne închidem exact ca înainte? Ba mai mult, cei de la Casa Rusu mi-au spus să mă uit dacă are Jolly. Ăsta e Jolly 1, da. Are Jolly, deci o să facem un dulap normal cu polițe. Alexandra mi-a confirmat că asta își dorește. Deci aici bucătăria va continua. Mai mult de atât, cred că putem fi atenți, Jonuțule. Mi-a venit o mare idee. Eu pot să-i fur un scaun lui Ionuț. Pentru că vie-mi trebuie un scaun pentru... Mie trebuie un scaun pentru garaj și Ana Maria Casarusu mi-a spus că cu următorul transport mi-aduce și mie încă un scaun din ăsta. Dar până pe 22 când vine scaunul, până la urmă gândiți-vă la partea bună. Deci le pun clienților mei lucruri atât de frumoase încât mi le doresc și eu la mine în casă. Îi luăm un scaun lui Ionuț, Ionuțule, și îl ducem în garaj pentru că noi aducem luni masa Lamborghini. Cum aș putea să văd eu masa Lamborghini fără un scaun de bar? Adică la Chioane n-ai de ce să te super tată că ți-l aduc și ți-l apoi pe al tău până te muți, stai fără nicio grijă. Da, mă, ce bine că am venit. Cam așa stă treaba, Ionuțule. Într-adevăr, mea culpa. Haideți să vă mai arăt ceva. Jonuțule, v-am văzut că ați observat și a doua zi am venit geană pe șantier pentru că știam și eu că ceva mi-a rămas în cap, dar nu realizam ce. În primul rând, aici noptiera vine, este la milimetru intră, Jonuțule, însă aici noptiera vine bine, deci mare atenție pentru noi, însă la partea de dormitor secundar, deci nu aici va veni patul ce l-ați văzut în vlogul de vineri, Jonuțule, nu mai țin minte cum se numea acum, însă aici, la dormitorul secundar, cea de-a doua noptieră nu intră pentru că proiect. Dacă mă întrebați pe mine. Adică e absolut sigur nu este greșeala lui Nașu sau mai există probabilitatea ca din plan de arhitectură să se fi gândit ca în acest dormitor secundar să fie un pat de 1,60. Dar eu urăsc paturile de 1,60. Deci din punctul meu de vedere patul de 1,60 n-ar trebui să se numească pat matrimonial. N-au cum să doarmă doi oameni într-un pat de 1,60, mă, fraților. Poate doar să fie cu două persoane minione. Dar doi oameni de la mediu în sus sau măcar mediu nu au cum să doarmă. Și eu am vrut pat de 1,80 și într-adevăr. În momentul în care am așa, eu n-am făcut calculul la milimetru și cea de-a doua noptieră nu intră. Dar ce credeți? Deși am spus lui Ionuț, bă, it's on me, nicio problemă, stai liniștit, fac cinste, comandă-ți niște noptiere pe comandă, Casa Rusu mi-au spus că ne ajută ei, Ionuțule, și că vor face ei o excepție de la regulă, făcând pe comandă niște noptiere care se potrivească cu patul, pentru că cei drept ar fi fost păcat să nu le avem la fel tapizate precum patul. Ăsta în continuare mi se pare impresionant, Ionuțule, dar voiam să-mi asum și să-mi torn cenușă în cap pentru faza cu noptiera, pentru că am văzut câteva comentarii care au zis, bă, stai așa cu una dintre noptiere nu se potrivea. Și nu știam care, că e drept, în primul vlog, eu cred că se vorbea despre aia, că acolo am făcut outro-ul, mi-amintesc eu. Haideți în curte acum să vă arăt cât de frumos i-a ieșit foișorul și ce planuri are și cu terasa domnului Ion, care este exact pe gustul meu din punct de vedere al designului. Ați! Jonuțule, orice mi-ați face mie, nu pot să uit remarca aia cu domnule, ai făcut treptele din granit, dacă o să cadă pe ele. Jonuțule, bine că palea din lemn, dacă e să cazi, te trezești, prințesă. Bă, cât de frumoase sunt, printa gata, închis nașul cu siliconesc, cu alb, cu tot ce trebuie, doamne. Aulă, nu putem ieși pe aici, că la ce? Un mare rigips acolo, Jonuțule. Ocolim rigipsul, ieșim pe afară, dar ce credeți că nu putem? Bă, deci astea nu erau, trebuie să vă recunosc. Mobila albastră. Cei care mi-au dat seama că asta e protecție. Nu era în program, adică ăsta care acoperă tablourile de curent, dar mi se pare atât de cool și de sexy și până la urmă e vorba de cred că câteva milioane, încât acesta va fi și el în prețul caselor, pentru că mi se pare iurea să primește omul cu contoarele, cu tablourile așa în ochi, știi ce zic? Uite cât de frumos l-a gândit Ion pe ăsta, îl facem și noi, Jonuțule. Hai în curte, revenim. În continuare vă spun că aici în casele Hâs Residence când ies în curte mi se pare un pic mai expensiv decât la mine și știu de ce, este de la Grecia asta de exterior care e superbă și 90 pe 90 și prins pusă cum trebuie. Uite-mă cum i-a prins omul ăsta. Mâncaia și gura lui mi-a și zice că bă, am prins vremea perfectă, a plouat foarte mult. Eu nu mă pricep așa bine la gazon, mai ales că nu-mi place și consider că ar fi imposibil cu cheluțul. Și a pus și aspersoarele, țaca, paca, deci înțelegeți, fraților, this is like Hâț Residence. Bun, vă spuneam că o să-l laud pe Ion pentru că mi-a dat o super veste. Bă, mă, și-a pus de-asta cu lumina. Bă, și-a pus și în casă luminile și eu n-am văzut, mă? Nu, numai aici, pe terasa a pus lumina. Ce lumină frumoasă a pus-o. Până la urmă, e casa omului, el se ocupă de toate, nu trebuie să am pretenția să-mi și spună. Ai, nu știu, nu, aia cred că e a noastră, că e piza de exterior de la Hâț Residence. Aici vrea să-și monteze sticlă, Jonuților, cu care să-și închidă, pentru că voi știți că la noi în Domnești bate foarte tare vântul și vă spun că mi s-a părut tare ideea și pentru mine cu sticla asta. Eu am o terasă asemănătoare. Acum haideți să vă arătăm și foișorul care este superb, Jonuțule. Deci, în primul rând, cât de mult îmi place această ușă de sticlă, chiar dacă am... L-am închis,
studio. Nu mai e casa noastră, mă, trebuie să-l sunăm pe Ionuț să-i cerem voie. Dar ați văzut ce supărare era pe fața mea când încercam clanța asta și nu mergea? O fi cheia pe aici? Nu, Ionuțule, nu este. În orice caz, ca idee. Și pe astea le-a închis, mă? Cum și-a închis, mă, și geamurile? Oh, damn! Sunt superbe geamurile astea, fraților, pentru că nu au chedere. Mi s-a pus un pic pat, am doream și eu, exact așa am doream și eu să se închidă foișorul meu. Hai să mai încercăm totuși. Mă vedeți că fratele vostru nu se lasă. Oare pe ăsta n-avem voie să călcăm? Nu cred, nu? Ha! Nu o să intrăm pe geam, fraților, vă dați seama că e aiurea. Dar cert este căci cam așa arată foișorul și a pus și aici, văd lumina. Îmi place că se mișcă foarte repede, Ionuț. Le-a spus că abia aștept să se mute. Mi se pare atât de cool că se mută lângă mine primii clienți care vin în casele făcute de mine, Ionuțule, atât de mult suflet depus în betoanele astea, în cimenturile și în cărămizile astea, mâncarea lui tata. Pe ele să le mănânce. Atât de tare mă bucur când văd că vin oamenii și se flambează, era să zic în limbajul colocvial, Ionuțule, familiar. Când vin oamenii și se bucură la ceea ce le oferim și le place că totul este făcut cu calitate și cu suflet. Acolo în spate și-a făcut și el pompă, hidrofor și alte povești. Ionuțule, gardul ăla este închis cu alb pentru că nu avea finisaj, l-am tinciuit noi și cam despre asta este vorba. Mai mult de atât, acum Alexandra are de lucru, că am trimis-o la Casa Rusu din Vitantis să-și consume 1000 de euro în accesorii și decorațiuni pentru interior, pe care o punem la bătaie tot în prețul caselor Hâț Residence de 200.000 de euro. Și când o să fie o casă din asta gata, adică a lui Ionuț, să vedeți atunci vlogulesc cu Ionuțule. Până una alta, aceasta este duminica noastră cu muncă, pentru că Hâț mă înseamnă vlog în fiecare zi, negreșit, Ionuțule. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, să apuneți coțofelul. Trebuia să-i vedeți capul lui Cori din spatele camerei, milioane. Follow pe Instagram, Corile meu sunt Dorian. Follow pe Spotify, Dorian Popa. Like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante. Hăț! De Crăciun simțim la fel, unul primul coț.